La evenimentul găzduit ieri de Palatul Victoria au fost invitate delegații din mai multe sporturi, precum tenis de masă, natație, canotaj, atletism, tenis de câmp, scrimă și haltere. Mesajul premierului a fost unul laudativ. Dincolo de rezultatele excelente obținute de sportivii premiați ieri, șeful guvernului subliniind meritul performărilor în promovarea sporturilor pe care le practică. Tenis de masă, haltere, tenis de câmp sunt discipline pe care aproape că sau despre care în ultima perioadă aproape că nu se mai vorbea. Dar prin ceea ce ați reușit să obțineți la aceste competiții, sunt convins că veți trezi din nou interesul și dorința fiecăruia dintre noi să acordăm atenția cuvenită și sper ca fiecare român să poată să vă copieze modelul, nu neapărat în performanță, ci să facă sport, pentru că sportul ne ajută pe toții să fim mai sănătoși. Rând pe rând, componenții delegațiilor au primit premii și flori din partea șefului guvernului, Buzăul fiind reprezentat de Ovidiu Ionescu, Alexia Tatu, dar și de antrenorul acesteia, Gabi Caloian. Ultimului crainicul evenimentului i-a greșit numele, incident trecut totuși neobservat în cadrul galei. Argint la dublu mix pentru Ovidiu Ionescu. Felicitări, invităm alături de noi și pe antrenorii echipei de tenis de masă a României, Mihaela Ștef, antrenor secund, lot național senioare. La finala juniorelor sub 14 ani de la Wimbledon, avem un aur câștigat la individual de Alexia Ioana Tatu. Felicitări. Medalie de argint obținută de Diana Andreea Soare la această competiție. Îi rugăm să ni se alăture și pe antrenorii Gabi Caloian și Andrei Baciu. Dincolo de recunoașterea meritelor sportivilor, în urma unei consultări cu Ministerul Finanțelor, șeful guvernului a anunțat că în perioada imediat următoare, premiile sportivilor vor fi majorate cu 50%.